Valul de căldură deja existent va persista în Banat în perioada 10-11 iulie. Maximele se vor situa între 37 și 39 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Pentru siguranța dumneavoastră și a familiei, reprezentanții ISU Timiș vă îndeamnă să stați la umbră și să evitați expunerea prelungită la soare, să consumați suficientă apă pentru a vă hidrata corespunzător, să evitați consumul băuturilor alcoolice, să purtați pălării de soare și haine legere de culori deschise, să consumați fructe și legume proaspete, să nu aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite pentru a preveni incendiile. De asemenea, pentru a afla mai multe despre codurile emise, cetățenii pot consulta site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie.